Ieri s-au afișat rezultatele finale obținute după soluționarea contestațiilor de absolvenții clasei a 8-a, care au susținut probele evaluării naționale. În urma soluționării celor 363 de contestații în județul Hunedoara au fost note modificate chiar și cu un punct. Însă cea mai mare diferență între notele obținute inițial și după soluționarea contestațiilor este de 1,25 puncte la un elev de la școala gimnazială Dr. Aurel Vlad din Orăștie. În urmare evaluării lucrărilor contestate, ponderea candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 este de 75,10%, în creștere cu doar 0,06% față de rezultatele inițiale de 74,5%. Au fost depuse 363 de contestații, reprezentând 6,7% din totalul celor 5410 lucrări, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Potrivit situației înregistrate după soluționarea acestora, cele mai multe contestații au fost făcute la notele obținute inițial la proba de limba și literatura română, 266. Nemulțumirea elevilor pare să fi fost îndreptățită, deoarece 240 de note inițiale au fost mărite după contestații. La matematică, mai puține contestații, dar din păcate o treime dintre notele inițiale au fost scăzute după contestație. În final, ponderea candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 este de 75,10%, în creștere cu doar 0,06% față de rezultatele inițiale de 74,5%.